Sănătatea pielii joacă un rol important în menținerea sănătății organismului. Îngrijirea delicată a acesteia, dar și alegerile sănătoase ale stilului de viață pot contribui la întârzierea procesului natural de îmbătrânire și la prevenirea diferitelor probleme ale pielii. Despre toate acestea ne vorbește acum dr. Alexandra Popa, medic specialist de dermatologie. Bine ai venit, Alexandra! Bună, Modelina! Mulțumesc pentru invitație! Nici nu știi ce curioasă sunt, abia aștept să-mi răspuns la toate întrebările, dar telespectatorii. Și să începem cu partea aceasta importantă a corpului nostru, tenul, pielea, sunt atât de multe de aflat, ne dorim cu toții și mai ales cu toatele să avem un ten frumos, catifelat, sănătos, să arate bine, o piele hidratată și frumoasă, cu aspect plăcut. Cum facem acest lucru? Mă bucur că ai ales să abordăm acest subiect astăzi pentru că am foarte multe paciente, dar și pacienți care sunt preocupați de cum să-și îngrijească pielea, ce tip de ten au, ce creme trebuie să folosească sau ce proceduri sau tratamente sunt potrivite pentru ei. Eu recomand în primul rând o consultație mai amănunțită care durează destul de mult, aproximativ jumătate de oră 45 de minute în cadrul căreia se efectuează o diagnosticare facială cu ajutorul unui soft pe care îl avem la noi în clinică. Acest soft analizează, efectuează niște poze, râd cu pacienții că este exact ca la oftalmologie, punem bărbia într-un dispozitiv și se efectuează fotografiile. Ulterior, acest soft analizează tenul nostru și anume 8 parametri, raportând fiecare persoană la 100 de alte persoane de aceeași vârstă, tip și sex cu el. Și ce analizează acest, acest, aparat? Analizează așa, gradul de deshidratare al pielii, gradul de ridare, gradul de dilatare al porilor, numărul porilor și repartizarea lor la nivelul, la nivelul, feței, gradul de roșață și aici aducem la dacă pielea este, are predispoziție la sensibilizare sau este o piele reactivă cu predispoziție la roșață, rozacee, cu peroză. Gradul de hiperpigmentare, aici putem să evaluăm atât gradul de pigment superficial, cât și profund. Aici vorbesc de melasmă, pistrui, pete hiperpigmentare date de soare sau de înaintarea în vârstă. La fel, vedem afectarea tenului de către radiațiile ultraviolete, ce este foarte important pentru că o să discutăm despre sindromul de îmbătrânire precoce, dat de expunerea uh, excesivă la soare și fără factori de protecție. În urma acestei scanări, eu stabilesc exact tipul de piele, afecțiunile care există sau nu există, uh, ulterior recomand aș, în primul rând Ritualul de îngrijire pentru acasă, adică ce creme trebuie să folosești, seruri de acid sau alte alți acizi, vitamina C se potrivește sau nu se potrivesc tenului tău, procedurile care sunt potrivite pe pielii tale și, bineînțeles, cum să ai grijă cu expunerea la soare sau întreținerea pe termen lung. Deci, practic, această scanare spune tot, tot. despre tenul tău? Da. Și inclusiv vârsta reală a pielii tale. Iar aici revin la sindromul acesta de îmbătrânire precoce pe care tot pun accent. Pentru că majoritatea persoanelor, bine, ca toată lumea, ce dorește? Să vină la medic sau la estetician, să îi se facă două, trei tratamente și pielea să fie miraculoasă. Nu prea se poate, din păcate, când vorbim de proceduri de rejuvenare a pielii, adică repararea pielii, contează foarte mult și ce facem noi acasă pentru a întreține efectele acestor proceduri și cum prevenim reapariția lor, adică cum avem grijă pe termen lung. Deci nu trebuie, nu e suficient să facem un singur tratament și gata. Nu s-a inventat tratamentul minune, ai dat cu o cremă și deja ești mai tânără, mai frumoasă, no. tenul nu este hidratat. No. Este normal să fie așa, să dureze tot acest mm -hmm. procedeu, mai ales dacă sunt probleme. Dacă ai un ten da, cu de uscat, cu, cu acnee, n-ai cum să faci da. minuni într-un timp relativ scurt. Dar totul este posibil. Da? da? Deci trebuie, în primul rând, persoana trebuie să fie riguroasă, să respecte pe cât posibil, evident, că nu, asta nu înseamnă că trebuie să, nu știu, să utilizezi 3, 4, 5 produse pe zi. Eu sunt adeptă cât mai puțin, dar sigur, trebuie să existe. Adică degeaba ai trecut, recomand 5 creme, mai bine îți recomand una singură, dar măcar știu că te dai cu ea. La cât timp putem repeta această scanare? De regulă, în cadrul primei consultații, eu fac un plan de tratament personalizat, fiecare persoană în parte, unde ți-am spus ce sunt cele trei etape. În primul rând, cum întreținem tenul pentru acasă, ce tip de ten avem, ce grijă trebuie să avem de el. În al doilea rând, proceduri de rejuvenare, asta înseamnă niște tratamente, exact ce, ce ți-am spus, care ajută la repararea pielii sau a tratării diferitor probleme, cum ar fi rozace, cuperoză, acnee, ten predispoziție la îngrășare, por dilatați, melasmă, pete hiperpigmentare. Și a treia categorie, aici mă întorc puțin, aceste proceduri poate să fie de, tip minim invaziv pe care le efectuează medicul sau proceduri de însoțire care ajută puțin menținerea acestor efecte pe termen lung și anume de tip dermatocosmetic care se efectuează tot la noi în clinică și bineînțeles că al treia, al treia categorie sunt procedurile de corecție. Iar aici vorbim de corecții, mici corecții cu acid sau cu botox în funcție de problemele pe care le avem. Și despre botox o să vorbim mai mult astăzi că el are, nu are implicare doar pe partea estetică, ci are și ajută și pe partea, pe partea anumitor patologii. Te putem să le, folosi, le folosim. Această sănătate a pielii, cum vrem noi să-i spunem, da. ține o legătură strânsă și cu alimentația? Da, toate sunt foarte mulți factori care intervin în primul rând. Stilul de viață. Aici bineînțeles că este inclusă și alimentația. Predispoziția genetică este foarte importantă. Adică dacă mama sau tatăl unde mama da mai, de regulă mai femeile ascuns. sunt pe latură maternă bărbații pe latură paternă dacă mama are un ten frumos catifelat da. plăcut alb mama nu prea s-a machiat cum m-am da. machiat sau mă machez eu eu ar fi de preferat să-l am la fel, nu? Da, dar sunt mulți alți factori care intervin. Cei mai incriminați, de aceea mă întorc din nou la această mm uh -huh. precoce, sunt incriminați factori interni, iar aici intervin, aici intră partea de, bine, afecțiunile cronice care există, modul, stilul de viață, factori externi toxici, cum ar fi fumatul, alcoolul, Putem să vorbim aici puțin și despre stres, despre un, să spunem, nu știu, un job sau un foarte solicitant în care și persoana nu reușește să odihnească suficient. Bun, sau și acesta. Expunerea la soare. Acesta ar fi o latură. Da. Cealaltă latură, dacă mama are un ten cu probleme, atunci și eu sunt predispusă să-l am. Da. Sau Există e o predispoziție, la fel fiecare persoană răspunde diferit la tratament. Am paciente care, după o singură ședință răspunsul este incredibil, altele care necesită două sau trei ședințe. De aceea, după fiecare tratament pe care îl fac, la o lună de zile, pacienta se întoarce și fac din nou această scanare, acest soft are capacitatea de stocare a imaginilor și putem ah, să facem follow-up la 4 săptămâni, la 6 săptămâni. Am pacientele cărora le fac follow-up la un an, la 2 ani, la 3 ani și vedem cum arătau acum 2 ani și acum 3 ani. Și dăm un exemplu. Cum? Cred că. Mai bine. Da? Mai da, mai mult bine? mai bine. Chiar dacă exista și pauza, perioada de pauză cu pandemia și uh, poate nu au venit atât de regulat, uh, important este măcar de două, trei ori pe an. Să respecte indicațiile și procedurile, să le repete pe recomandele pe care eu le efectuez. Și atunci adică se vede. Adică la pacientele care au ținut cont de toate da. sfaturile tale și au avut grijă acasă și au respectat da. programul, au fost sunt, rezultatele. Da. Excepționale? Deci, și după 3 ani, arată mult mai bine decât înainte. Da, foarte interesant ce îmi spui cu această scanare. Aflăm multe lucruri da. pe care poate noi nu ne-am dat seama că le avem. Zicem că da, am un ten uscat, dar stai că poate, uite, mm. cum spui tu, vii și ne expui factorii, stai de vorbă cu pacientul, îi spui exact, vezi viața lui, fumatul, razele solare, deci sunt o grămadă de factori. Da. Și la fel putem să gestionăm și rutina pentru acasă, pentru fiindcă nu există o cremă minune. Nu mm -hmm. există un ser minune sau un tratament care să meargă la toată lumea la fel. Adică te dai cu crema care a mers bine prietenei sau surorii sau. Vedeți greșea la aceasta uneori? Poate să meargă, dar poate să nu meargă, chiar dacă tipul de ten este la fel. Din această cauză, de asta există atât de multe branduri pe, pe piață. Dacă ar fi existat un singur bun la toate, atunci ar fi fost ceva. Din această cauză, eu țin tot timpul să-mi urmăresc pacientele. Tot timpul le trebuie să vină chiar dacă sunt în pauză de tratament, să spun așa, tot timpul trebuie să le văd la două luni, la trei luni, și atunci, ori le, efectu le efectuează automat scanarea și stăm de vorbă și vedem cum a fost crema aceea, rutina, pielea cum se simte, a fost ok, n-a fost ok, o, trebuie să o schimbăm, să încercăm alt ser sau alt sau altă substanță activă. Deci mereu trebuie urmărit, plus că și tenul nostru se schimbă și odată cu înaintarea în vârstă și odată cu diferite factori care intervin în viața noastră sau diferite disfuncții hormonale, că și aici poate să să intervine la nivelul calității pielii. Bun, dacă ar fi să vorbim foarte pe scurt despre, da. și despre pielea corpului, să avem o piele hidratată, că mai mult de atât, na, doar să nu fie uscată și să aibă da. un aspect frumos, ce facem mai? Din păcate, foarte acesta? multe, adică foarte mult, ce să spun, 99% din oameni nu dau atât de multă, multă importanță corpului. Deci tot se întâmplă de la gât în sus. De la gât în jos nu e al nostru. În primul rând, expunerea la soare în intervalul orar nepotrivit sau fără factor de protecție îmbătrânește foarte tare în timp pielea. Pentru că celula este formată preponderent din apă, expunerea la soare determină o deshidratare locală și atunci celula arată ca un bob de, de strugure deshidratat. Adică ca o stafidă. Și atunci, automat, și pielea? Și atunci, și pielea suferă. Nu ne dăm seama atunci când pielea este tânără, dar toate expunerele la soare au efect cumulativ în timp. Și se vede toată cu înaintarea în vârstă, uh, pielea începe să se usuce mai tare, începe să aibă un aspect mai tern, mai întunecat. Eu mă refer acum și pe la față și pe corp. Dar nu mi se corp. trage doar de acum. Mi nu, se poate trage toate din expunerele timp. la soare de-a lungul vieții. Alunițele. Mm -hmm. Dacă uh, observ la pacienții mei, facte și le spun. De exemplu, îmi spun, de 5 ani nu m-am mai expus deloc la soare. De ce am în continuare alunițe și pete? Datorită expunerilor cumulate de până atunci. De până atunci. Din această cauză apar, că tot cu aparatul acesta vedem și această afectare de radiații ultraviolete. Vedem așa numitele pete de bătrânețe Am care apar după 50-60 de ani. Nu, scanarea facială. Aparatul acesta pe care l-am adus este un dermatoscop, așa se numește. Este un aparat care mărește de 10 ori orice imagine de pe piele. Cu, ea, cu el analizăm. Uh, orice fel de aluniță, pată, leziune care nu ne place sau ni se pare că s-a modificat în timp, în urma căreia se pune diagnosticul potrivit. Ce fel de leziune este, ce fel de aluniță și cum putem să o, adică cum putem să scăpăm de ea dacă ne dorim. Adică, putem ori să o urmărim în timp, să venim la 4-6 luni sau un an pentru a o monitoriza, ori putem să o caut să cauterizăm prin ra prin radiocauter ori cauterizare cu laser, ori criocauterizare, ori excizie cu biopsie. Sunt foarte multe variante. Toate acestea trebuie stabilite de către medicul specialist, dermatolog și neapărat în urma acestei analize cu dermatoscopul sau orice fel de bubiță pe piele, orice fel de roșață, mâncărime până așa ca să înțeleagă telespectatorii, trebuie să, atunci putem să analizăm cu acest aparat și ne ajută foarte mult în stabilirea diagnosticului corect. Dar când vin eu la tine, la cabinet, am o aluniță. Și da. când vin? Că alunița e în regulă, eu zic că ar fi bine... Când aspectul alumiței nu este. Uh, de regulă. Cel dacă începe s-a mărit în ultimul timp sau începe să-și schimbe culoarea, sau începe să deranjeze, să, mă, să te mănânce, să începe. Dacă, de exemplu, ni se pare că uh, și-a modificat forma, nu doar mărimea și culoarea, atunci ar fi bine să, ven, să vină să, să o analizeze. Uh, foarte important este la copii. Deci copiii foarte mare atenție cu factori de protecție. Pentru că am foarte mulți pacienți de, ce să spun, văd la 6-7 ani, alunițe pe corp. Nu este normal să ai, multe mă refer, și tot apar, tot apar. Ele, bine, poate să apară și ca așa e genetic predispus organismul, dar mai ales datorită expunerii la soare. La fel, pe față, pistruii. Pistruii sunt frumoși. Dar pistruii reprezintă, când sunt în număr mai mare, reprezintă, de fapt, forma de apărare a corpului, în urma agresiunii, de soare. La fel și bronzul, care este foarte frumos, bineînțeles, este de, reprezintă, de fapt, modul de a se apăra, de apărarea corpului în urma agresiunii soarelui. Deci, este o formă de apărare. El se simte agresat. Oricum ar fi, și oricât de mult am iubit soarele, trebuie să avem foarte mare grijă da. când ne expunem. Și putem arase. să obținem un bronz frumos? Bineînțeles, putem să facem diferite proceduri, să efectuăm diferite proceduri de hidratare, de reparto, ce înseamnă regenerare, rejuvenare a pielii. Automat se mai anulează din efectele acestea nocive pe care le, le obținem în urma expunerii necontrolate la soare, adică nu înseamnă să nu stai deloc la soare. Aici pacienții se împart puțin, de exemplu, pacientele cu melasmă, predispoziție la hiperpigmentare, persoane cu pielea albă, cu roșață cu rozacee, cu peroză, nu au voie să stea în soare. Deloc? Deloc! Tot deci se accentuează. Uh, și acum vroiam să vorbim puțin despre un tratament, că mai, mai avem puțin... 8, 8 minute. Așa, bun. Mai avem. Uh, vreau să spun multitudinea, sunt foarte multe tratamente și proceduri care se efectuează și de uh, noutate, să spun așa. O să discut puțin despre un tratament nou care se poate efectua pe timpul verii. Se numește Aqua Gold. Este un recipient, acuagul, așa cum îi spune și numele, este un recipient, un căpăcel, să ți-l arăt mm -hmm. ție, cu un, căpă, un căpăcel predispus cu 20 de ace din aur, foarte, foarte subțiri. Un ac este mai subțire decât firul de păr și, și este introdus la o adâncime extrem de mică în piele, ceea ce înseamnă că procedura nu este dureroasă. Și ce avantaje are? În recipientul acesta eu pot să amestec diferite substanțe în funcție de necesitățile fiecarei persoane. De la plasmă, adică terapia vampir, cred că cunoști termenul, este o procedură, este plasma recoltată din sângele nostru, îmbogățită cu factori de creștere care ajută la regenerare până la amestecul cu uh, vitamine, un cocktail de vitamine, printre care uh, vitamina C, acid hialuronic, uh, aminoacizi și cel mai important, botox diluat. Acest botox, uh, această toxină botulinică, când este, uh, este amestecată cu alte substanțe și introdusă foarte, foarte superficial în piele, este singurul dispozitiv prin intermediul căruia noi putem să introducem acest botox super, atât de superficial la nivel de derm și uniform pe toată fața, are efect pe seboreglare, deci reglează secreția de sebum, închide porii și dă un, un glow la față, adică dă așa un prospătare la nivelul feței, cu un, un efect pe perioadă de 3-4 luni. Înainte de această procedură se efectuează și un peeling soft de vară, care ajută puțin la exfolierea pielii, o exfoliere foarte fină, deci nu, nu necesită recuperare pacienta după această procedură și datorită acestor mici înțepături cu acele se efectuează și o ușoară traumă de tip controlat, de micro needling, să spun superficial, toate având împreună așa, determină complexitatea tratamentului pentru a da o împrospătare și o hidratare pe termen lung. Ca apropo, vorbeam de acest botox, pe lângă Efectul pe care l-are asupra relaxării controlate a mușilor, la nivelul feței, că toată lumea știe că presupun că e folosit pentru riduri, poate avea acest efect pe partea de pori și pe partea de seboreglare. Pacientele care au problemă cu, mai ales cu zona T, de ten încărcat, cu apariție de coșulețe, mai ales acum și de la mască, am foarte multe paciente cu această problemă, este folosit și mai ales în această perioadă pentru problema de hiperhidroză, adică transpirație în exces, fie la nivel de axilă, fie la palme, fie la tălpi. Uh, procedura este simplă, se face cu anestezie locală și are efect de până la un an de zile. Foarte interesant! Te-am ascultat cu mare atenție, nici nu am clipit! <laughs> Mai avem doar 5 minute, așa da. că pe ultima parte a emisiunii aș vrea să concluzionăm puțin despre această hidratare și despre tenul nostru, da. despre corpul nostru și pielea noastră. Câteva sfaturi dacă nu ajung la medic sau dacă nu am nevoie să ajung la medicul specialist. Pentru mine, acasă, pur și simplu, ca o îngrijire simplă. Exact ce am spus până acum. Nu am cum să dau uh, niște recomandări exacte până nu văd... Nu exacte, da. nu. Dacă vreau să am o piele hidratată, nu am niciun fel deci, de problemă, folosesc o cremă pur și simplu sau trebuie să vin la medic să-mi spună ce teoretic, fel de Teoretic, Da, trebuie să vedem uh, tipul de piele, ce necesități are pielea no uh, noastră. Eu de obicei fac recomandările și de creme care poate să le găsească pacienții în farmacie și creme mai și creme profesionale, adică există o, vari o variantă pentru oricine. Avem uh, o gamă variantă de tratamente, atât de tip estetic, medical, pe care îl efectuez eu, dar și minim invazive de tip cosmetic, care poate să reprezinte doar o hidratare, o îngrijire pe care orice, orice persoană ar trebui să o facă, măcar la un interval de două luni de zile. Foarte important este demacherea seara. Foarte importantă este factorul de protecție 50 plus și ținut minte că 50 plus nu înseamnă 100%. Adică tot uh, soarele uh, vede pielea, ca să spun așa, o afectează și cum, pielea. cum îmi aleg de Dacă știu că am un ten uscat sau dacă știu că am un ten gras? Sau deci să fie cu... specific fiecărui tip de ten, să fie un produs de tip de dermatocosmetic și, mă repet, cel mai indicat este să stabilim împreună de așa ar fi ideal și așa ar fi da. cel mai simplu și mai corect, dar zic dacă și cumva, să zicem că doamna sau femeia nu ajunge la medicul specialist. Așa da. ar fi mult mai ușor pentru că medicul da. vede exact dacă are posibilitatea și vine la tine și de această scanare. Da. Și mai fix și mai da. corect. Dar dacă e, să zicem că nu toată lumea poate ajunge la medicul specialist, ce face? Problemele cel mai doamna, deci problemele de acasă? cel mai des întâlnite le am cu expunerea necontrolată la soare. Deci aici avem cea da. mai mare problemă. În rest, aici. Ca fiecare în parte cu. Da. Sănătatea și mai repet, lui. cine are probleme cu HIMALES, persoane cu hiperpigmentare sau cu și cu peroză. Aici este problema cea mai mare, pentru că în timp se agravează și poate, dintr-un aspect, doar un, un simplu aspect inestetic, ca să spun așa, de o roșață sau niște văsulețe sparte, să se complice și să devină într-adevăr într și, de și să treacă uh, într-un stadiu avansat al afecțiunii. Bine, dacă știi că ai aceste probleme, mă gândesc că uh, ajungi nu. la medic, te sfătuiești, nu știi ce trebuie, nu? nu? Nu. Și mai am foarte multe cazuri de suprapunere a hiperpigmentației cu roșață. Acesta este așa, așa numitul sindrom de fotombătrânire precoce, pentru că soarele odată pătează și în al doilea, între ghilimele, da? deci hiperpimentează pielea, în al doilea rând face dilatare capilară, că dilată puțin vasele și atunci se suprapun aceste elemente la nivelul tenului. Și am paciente care, de exemplu, au mai multă roșață, dar nu-și dau seama cât de, și cât de pătată este fața în acela, pielea în același timp, sau invers, sunt foarte închisă la ten, dar, în același timp, pielea este extrem de roșie uh, pe dedesubt și asta o, o vedem împreună la scanare. Când există aceste două probleme, mai ales uh, hiperemia roșață aceea, vă dați seama că pielea, uh, celulele, nu mai respiră, le, le sufocă, da? Și atunci, automat, ce se întâmplă? Porii se dilată, pielea se strânge, se usucă. Nu ai cum să hidratezi, poți să dai cu toate cremele care vrei, și serurile pe față nu ai cum să hidratezi o piele uscată care are roșață sau care deja s-a degradat fără să intervii puțin și din interior fără să o regenerezi. Pentru că din tot ce aplicăm noi la suprafață, doar un procent de 8-9% se, se absorbe. Atât. De cele mai multe ori noi nu căutăm în da. interior și de desubt. Și cea mai mare de greșeală, de greșeală. folosirea de uleiuri pe față. Uleiul nu hidratează. Uleiul nu se dizolvă în apă. Celula are apă, da? Uleiul nu are cum să intre în celulă să hidrateze pielea. Uleiul este bun pentru a reface bariera, uh, uh, um, filtrul de barieră al pielii, adică sebum. Sebum, noi trebuie să avem sebum pe, pe față pentru că apără celulele, da? Ne apără pielea. Uleiul asta face, deci doar asta repară. Nu are cum să hidrateze. Am foarte multe paciente care se dau excesiv cu ulei. Lise, uleiul ce face? Astupă porii, mai ales care au și porii dilatați, implicit uh, se încarcă tenul și apar puncte negre, comedoane, ten încărcat. Și atunci intrăm așa, într-un cer vicios și tot, pielea tot nu e hidratată. Și poți să-ți faci singură rău, da. nu cunoscând detaliile Sau respective. folosesc în exces acizi. Toți acizii, vitamina C, retinol, glicoli, deci tot pun pe față. Nici așa nu e bine, mai ales pe, dacă, de exemplu, e vorba de ten gras, da? Trebuie să existe un echilibru între sebum, ce ți-am explicat mai devreme, și uh, seboreglare, da? Deci nu trebuie nici să îngrași tenul, dar nici să-l usuci prea tare. Toate, toate persoanele care suferă de, de acne usucă prea mult. Pentru că în momentul în care usuci în permanent cu acizi, fără ca în același timp să refaci pelicula de protecție a pielii, adică microbiomul cutanat, așa se numește, intră într-un proces în acesta de rebound. Adică ce se întâmplă? Organismul nostru percepe că nu avem suficient sebum și atunci secretă și mai mult și se formează niște adevărate chisturi pe sub piele, pielea devine sensibilă, la fel, foarte multe cazuri de persoane cu acne care în același timp nu cau tenul gras, dar au ten reactiv sensibilizat, adică pielea se roșește la orice, din cauza folosirii greșite de produse pentru acasă. Mulțumesc tare mult! Atât drag. de multe Avem foarte importante. multe de discutat. În această cauză este necesar ca pacientul să vină la medic pentru a-i se, se explica personalizat ce nevoie are. Mulțumesc, mult! Ediția de astăzi se încheie aici. Aveți grijă de voi. Până data viitoare vă doresc numai bine și să fim sănătoși!